Numărul focarelor de pestă porcină a scăzut în Argeș în ultima vreme, iar ultimele ar putea fi închise pentru porcii domestici chiar înainte de Ignat. De la porc domestic avem 3 focare mari și late și vorbim de cele 2 focare în localitatea Slobozia la cele 2 exploatații profesionale și un focar la o exploatație non-profesională din comuna Suseni. Toate cele 3, dacă nu mai apar probleme și noi avem toate indiciile că n-ar trebui să mai apară probleme în urma probelor prelevate, deci toate cele 3 focare la porc domestic vor fi stinse până la finalul anului, în a doua jumătate a lunii decembrie. Asta înseamnă că este foarte posibil ca Ignatul în sine să găsească județul Argeș fără focar de pestă porcină la porc africană, la porc domestic. În Argeș mai există însă și 5 focare de pestă la porc mistreț. Ele sunt într-o atentă monitorizare. Știți bine că avem sau au fost discuții și pe o exploatație de creștere a porcului mistreț, acolo unde în această ultimă săptămână au fost împușcați 34 de mistreți. Se continuă această extragere a lor. S-au aplicat și măsuri de îngropare a porcilor depistați morți datorită din cauza virusului pestei porcine africane, dar, repet, lucrurile din perspectiva noastră și a gestionarilor fondului de vânătoare sunt sub control. Știți bine că la porcul mistreț lucrurile sunt mai complicate, nu se permite decât un anumit tip de vânătoare, nu la goană, tocmai pentru a nu dispersa efectivele de mistreț către alte fonduri de vânătoare. Iar acolo, oricum, la porcul mistreț, în fondurile afectate, știți bine că focarele se sting oficial după aproximativ un an, în condițiile în care lucrurile evoluează foarte bine, adică nu se depistează alte focare în zonă.